30 de grade. Deci ăsta este egal cu 30 de grade. Bun, și acum unghiul format din cele două bisectoare, Davide. M, O, N. Păi M, O, N e de 30 cu... 60. Cu 60, am 60 cu 75. Și cu 75. Da, vine 100... 135 cu 30, 165. Și asta ce a cerut, nu? Da. M-o-n, da. Ce este egal. Și vezi dacă e notat pe figură repede, vezi tot, nu mai... Deci, rapid, ăsta fiind de 60, deci după ce am parcurs toate etapele și am găsit pe X de 60, da, problema e rupte. Înainte de a pleca de la probleme, cât este ceasul? E aproape 6, dar vreau are la algebră, nu știi. Ne facem odată. Înainte de a pleca la probleme, trebuie să luăm o dată. Ce a fost, cu ce am plecat de aici, Davide? Cu ce chestii plecăm? Și așa nu-ți facem desenul. Nu, să știm. Să orientăm după de. Respectăm ordinea. Este esențial. De aici plecăm. Când e în jurul unui punct. În jurul unui punct respectăm ordinea care sunt date. Așa. A, O, B, B, O, C. Zice unghiuri adiacente. Vedem O, B, O, C, O, B, D. Toate care sunt vecine acolo. Da? Și fructificăm faptul că 180 de grade fac acolo. Fructificăm și faptul tot ce este ipoteză. A e bisectoare, deci de o parte și de alta. Acolo și odată cu X-uri. Că asta vă ajută foarte repede. Adică să scrieți măsura. Ei nu mai urmăresc cu măsura. Sigur că da. Știți? Corect. Ca să vezi acolo exact. De figură te ajuți când exact. Începi să elaborezi raționament. Te rog, da. Să facem și la algebră din temă, Davide. 7 de la pagina 103. Determinați câtul fiecare împărțit. Determinați. Câtul împărțit. Câtul împărțit. A, 2,5 împărțit la 0,5. Împărțit la 0,2, nu te rog. 0,2. Egal cum. Păi e 10. Deci, ca să putem face, scriem așa. Împărțirea așa asta. Sau vreți să scriem 25 pe 10. Împărțit la 2 pe 10? Ori așa. Deci echivalent poate scrie. 25 pe 10 poftim, împărțit la 2 pe 10. Cât e caldarea? 25 pe 10 ori 10 pe 2. Ori 10 pe 2. 10 cu 10 se duc. Ori 10 pe 10. Păi nu, când simt că e ultim. Când te-a dus profesor Pitagor, cum e scris? Și egal cu 25 pe 2 și egal cu, Davide? 12,5. Cum mai puteam altfel să o facem? Păi puteam să înmulțim acolo cu 10 și... De schimb, teoria împărțirii cu restul. 2,5 egal cu, de împărțit, egal cu împărțitorul, 0,2 ori câtul neștiut plus restul. Da? Și fiindcă împărțitorul este decimal, am făcut anul trecut chestia așa. Da, mulțim totul cu 10. Mulțim totul cu 10 ca să ajunge la un împărțitor. Pentru că are o decimală după virgulă, că dacă avea două, puneam cât mulțeam? 100. 100. Corect. Și acum cu 10 înseamnă 25 este egal cu 2 ori Cristul plus restul, da? 2 ori Cristul plus restul ori 10 trebuie să spunem. 10 ori ea. Ca să fie. Mi-a complicat lucrurile, domnule. Nu, era mai ușor așa cu fracții. Că avem mai mult de făcut, domnule. Da. Fracții facem. Cred că la fracții s-o... Da. Dar apropo de mă întreba cum altfel ar fi făcut, așa ar fi făcut și în varianta asta. Bun. B. 4,75, Daria, împărțit la 0,04. 0,0. Zic. Egal cu... Vă greșe? 475 supra 100. Împărțit la 4 pe 100. Mai tare sau de domnul profesor? Egal cu 475 supra 100 ori 100 pe 4. Bun. Davide? Davide următoare. Da, nu am terminat. 100 cu 100 și vine 475 pe 4. Da. Care înseamnă? Egal mai departe. Trebuie că aflat câtul. 4 odată, din 7 intră o dată. Restul e 3. În 30,
Când s-a plăcut 10 mani? Vine o dată. 8 ori 4, 32. 6 ori rămâne 3. Virgulă acum, nu? Virgulă, 3, 30 împărțit la 4, între 7. 7, 28, 20, 5, 75, atât. Da. Altul? E. E? Cât de... 7 pe 9 împărțit la 1, virgulă, perioada 1. Perioada 1. Împărțit la 1, virgulă, perioada 1. Egal cu 7 pe 9 împărțit la... Egal cu 7 pe 9 împărțit la 11 pe... Poți să scriu direct 10 pe 9? 10 pe... 9. 11 minus 1, el zice pe 9. Da, da, da. 10 pe 9. Da, și egal cu... Și egal cu 7 pe 9, ori 9, 9 pe 10. Ori 9 pe 10. 9 cu 9 se simplifică și vine 7 pe 10 egal cu 0,7. Perfect. F, 2,12, Dania, împărțit la 53 pe 100. 2,12. 2,12. Împărțit la 53 pe 100. 53 pe 100. 212 pe 100 ori 253, 112 253, care este egal cu 4. 4. 4, 50, da. Da. Davide. 2 pe 11, împărțit la 3, perioada 0,3. E în continuare, Davide. 3, virgulă, 0,3 în perioadă. 0,3 în perioadă. Am și 3, și 0. Da. Da, bine. O, acolo e 8, 0,8? Nu, 0,3. Ah. Egal cu 2 pe 11. Da. Da. Împărțit la 300 pe 9, pe 300 pe 99. Corect. 300 pe 99, 99. Și egal cu, egal cu 2 pe 11 ori 99 pe 300 99 cu 9 se simplifică 900, va veni 9 cu 300 se simplifică iar, Davide? Da. Printr-un 3. Da. 3 și 3 și acolo 100. Da. Și 2 ori 3, 6, 100. Da. Și care înseamnă? 6 pe 100? 0,06. Perfect. 0,06. Da. Daria. 2,54 în perioadă. 2,54 în perioadă. 54 în perioadă. Împărțit la 1,27 în perioadă. Egal cu. 254 minus 2. Deodată trebuie, mamă. 54 minus 2. 252. Da. Da, ca să mergem mai repede, mamă. Supra 99. Așa, 100 împărți la 126. 7 minus 1, 126. Supra 99. Da. 252. 99 cu 99 se duce. Da, ori 99 supra 26. 252 supra 26, domnul profesor. 126? Da. Și așa, și 252 supra 226. Da, 2. O să fie 2. Davide, I. 0,1 și 6 în perioadă, împărțit la 1 pe 6. Păi, 1 pe 6. Egal, egal cu 15 pe 9, pe 90. Da. Ori. Ori 6. Deci ori 6. La 15 pe 90, 6. Cred că se simplifică, Davide. Acum văd. Chiar prin 5. Da, de 6 ori. 1 pe 6. 1 pe 6. Ori 6. Și egal cu? Și egal cu 1. 6 pe 6 și egal cu 1. Corect. J. 2 pe 15. 6 pe 6. Simplifică 6 pe 6. 2 pe 15. Împărțit la 0,2 perioadă 4. Hai, Daria, tu. 2 pe 15 împărțit la 24 minus 2. Adică 22. Supra 90. Corect. Împărțim 22 supra 90 prin... Prin 3 numeri, lasă-l așa. 2. Așa. Faci invers, mama. Și acum egal cu 2 pe 15 ori 90 supra 22.
Scrii, Dania. Profesorul scrie odată. Domn profesor a scris, acum scrii și tu. Bun, dar tu ajungi și tu acolo, domn profesor a scris odată. Da. Și egal cu 2 pe 15. Da. 6 pe 11. 6 pe 11. 2 pe 15 ori. O să dea 0. Da. Virgulă. 5. Vine 50, 55, intre 5, 0,55 și gata. Da. Și egal cu 0,55. Bun. Ca 2,34 în perioadă, împărțit la 1,01 în perioadă. Hai, David. Am două? Da. 0,1 în perioadă. Da. Ok. Da. 234 supra 100. Supra 100, da, pentru că e în perioadă. A, dar nu, eu nu scris în perioadă, am înțeles. 234. Nu mai scriu, scriu 232. Supra 99. Corect. Împărțit la 100 supra... 101 minus 1, 100. 100. Supra 99. Adică mi-e invers. Da. Asta știu și 99 cu 99 se simplifică. Și vine 232 pe 100. Și o să fie 2,32. Corect. Corect. Câte ceasuri? Și 10. Și 10 mai are. 1 mai are. Da. 0,285714 în perioadă. 285714. În perioadă tot. Tot. Da, împărțit la 1 pe 14. Da, 5 și 10. Egal cu? Ia să vedem. Egal cu? 2, 8, 5, 7, 8, 4. 2,8,514 supra 9. Supra cât din nou? 6. 6 din nou. Împărțit la... Împărțit cu 14. Și egal cu? Da. Probabil că se simplifică pe acolo ceva. Mm. Mare se simplifică, da. Nu se simplifică. Da. Stai puțin, că s-ar putea să se simplifice prin 11, gen, tot. 13. Ăla de sus merge la 3, ia vezi. Merge ăsta la 3? Așa, da, la 3 nu merge. La cel de sus nu merge. 10, 15, 20 și 7. 27 nu sunt parte la 3? Poate așa poate. Nu, chiar prin 9. Prin 9, ia vezi. Nu merge, merge. 2, 8, 5, 7, 1, 4, împărțit la 9. 11, 2, 8, 5, 7, 1, 4, împărțit la 9. 27 merge prin 9. Da. Merge? 31 de mii, 700. 31 de mii, 746. 31 de mii, 746. 746. Supra, 1. Și tot ar trebui să ne facă până la 14. Ori, 14. Mai parte prin jurul și ia să mai vedem cât mai poate. E pentru 7 ăsta. 1, 1, 1, 1, 1. Prin 7, ia vezi dacă s-a tău care ți-a rămas, mai merge în 7. Deci așa e 6 de 1. Dar ăla prin 7 de jos merge și ăla de sus 31.746. Nu, păi e prin 70 mi-a dat. A. Nu. Da, prin 7 merge. Hai, în 4 că e 1. Și egal cu 31.746. 31.746. Supra, ăla prin 7 merge. O dată. 15.873. 173. Dar cum îți dai 15.000? Păi da, mă. 111. Din 7 am împărțit. Pe 111.000. Acolo e din 6 și treceai din 5. Așa, da. Da. Tot mai trebuie. Și acolo oare nu merge prin 2? Nu e exact 2, domn profesor. 31.000 cu 15.000, eu așa-l văd. 2.
Dați în Doamne, da, acolo, 2. Da, de 2 ori. 2, ăsta cu ăsta, 2. Da. Și 2, 2, 4. Ce de jos nu se face? 2. Ei, nu. Nu, 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 doi. Prin el. Merge 31.746 la 15.873. Da, 2. Exact de 2 ori. Dublu ăsta. Da. Da. Am. Da. Ai înțeles? 2 ori 2 egal cu 4. Și 4. Da. Bun. El mai are acea 2 exerciții, dar e ordinea efectuării operațiilor. Putem să ne oprim, da, ca să... Da, dacă să da, da, dacă așa le mai explic eu imediat. Uite, 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 da. Câteva, da. Da, să dați like și share și să vă abonați la Proful Mai. La revedere! La revedere, dragi!